Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Continuăm astăzi retrospectiva informativă a anului 2013 cu evenimentele lunii aprilie. Cea de-a patra luna anului a venit cu scumpiri și cu mici ajustări ale unor salarii. Copiii au avut parte de o săptămână altfel și apoi de vacanță. Părinții s-au pregătit pentru sărbătorile pascale, iar administrația a demarat curățenia de primăvară și reparațiile la drumuri. Au fost și evenimente culturale pentru copii și adulți. Primăvara s-a instalat de adevăratelea și viața a început să palpite peste tot. Vă invit să vorbim așadar acum despre evenimentele lunii aprilie. Am început luna aprilie spunându-vă că deputatul reghinean Vasile Gliga a fost ales în funcția de președinte al PSD Mureș în cadrul adunării generale. Tot atunci, Maria Precup a fost aleasă în funcția de secretar general al organizației județene. Numai puțin de 83 de filiale locale ale partidului au fost reprezentate și nu au lipsit nici oficialii din capitală, între care Ecaterina Andronescu, vicepreședinte al Biroului Permanent Național. Delegații din cele 83 de organizații locale ale PSD Mureș au participat vineri la adunarea generală și l-au ales prin unanimitate de voturi pe deputatul Vasile Gliga în funcția de președinte al formațiunii județene. Asta după ce reghineanul a fost președinte interimar din vara anului trecut. Pe mine mă caracterizează optimismul și cred că am forța și puterea necesară. Știu și dacă nu am puterea să învăț, să conduc acest partid pentru ceea ce mi-am propus, unitatea și întărirea lui, pentru următoarele rezultate care vor fi ca PSD-ul să fie cel mai tare partid din județul Mureș. Cred că președintele pe care organizația l-a ales astăzi este un om și echilibrat, extrem de echilibrat, dispus dialogului și care este capabil să stabilească relații de comunicare cu toți cei cu care va forma o echipă și în același timp este un om extrem de serios și determinat în acțiunile pe care le are. Totodată au fost aleși membrii Biroului Permanent, ai Consiliului Județean al PSD Mureș, membrii comisiilor, dar și delegații care vor reprezenta Mureșul la Congresul Național al PSD. Maria Precup a fost aleasă în funcția de secretar general al organizației. Pentru mine, ca și secretar, până acum am fost interimar și, trebuie să spun, nu am fost nicio clipă hotărâtă că o să continui această activitate și nu am fost implicată așa cum ar trebui, dar îmi doresc ca această funcție chiar să o fac așa cum trebuie și prin atribuțiunile care îmi vin în statut să iau fiecare în parte și să respect și să întăresc organizația și să fim, așa cum s-a spus de către colegii mei, unul dintre cele mai puternice partide din românești din județul nostru. Membrii delegației PSD Mureș vor participa în perioada 19-20 aprilie la Congresul Național pentru alegerea noii conduceri a partidului. În prima săptămână a lunii aprilie, la Biblioteca Reghineană au fost zilele dedicate lecturii pentru copii. Și asta pentru că pe 2 aprilie este aniversarea lui Hans Christian Andersen și Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret. Săptămâna s-a încheiat cu deja tradiționalul Carnaval al Cărților, ediția a patra. Biblioteca Petru Maior, secția pentru copii, susține Săptămâna Lecturii pentru cei mici. Totul pornește de la ziua de 2 aprilie, considerată aniversarea lui Hans Christian Andersen și Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret. Așa că zeci de elevi se perindă zilnic pe la Biblioteca Celor Mici pentru activități care au în centru cartea. Am organizat activități de diferite genuri, cum ar fi coperta mea preferată. Uitați, acum mi-au adus copiii. Povestim despre cărți, despre istoria cărților, a bibliotecilor, despre diferite povești. Astăzi este totodată și ziua lui Andersen. Cu acest prilej a fost inaugurată această sărbătoare a cărților. Peste 1000 de elevi din municipiu se pot bucura de cărțile și activitățile bibliotecii. Din fericire au și de unde alege, pentru că mii de publicații de toate genurile le stau la dispoziție în aventura minunată a lecturii. Sunt înscriși peste 1000 de copii și preferă cărți începând cu basme, povești, poezii, cei micuți, până la romane și enciclopedii din diverse domenii.
Săptămâna lecturii pentru copii se va încheia vineri cu deja tradiționalul carnaval dedicat cărților, care va avea loc de dimineață la Casa de Cultură a Tineretului, cu participarea elevilor deghizați în personajele lor preferate. De regulă, majoritatea jandarmilor sărbătoresc prin muncă de ziua lor, dar la 3 aprilie, cu ocazia împlinirii a 163 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Colonel Sabin Motora, Mureș, și Gruparea de Jandarmi Mobilă Regele Ferdinand I, Târgu Mureș, au organizat o serie de activități specifice. Astăzi, la 163 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Colonel Sabin Motora Mureș și Gruparea de Jandarmi Mobilă Regele Ferdinand I Târgu Mureș au organizat o serie de activități specifice. Evenimentele au început încă de săptămâna trecută prin Cupa Jandarmeriei Mureșene, Cupa Presei la Tir și Cupa Colaboratorilor la Tir și au continuat luni 1 aprilie cu o slujbă de pomenire la mormântul lui Sabin Motora. Marți, la Monumentul Eroilor Jandarmi căzuți în cel de-al doilea război mondial din Comuna Vieșoara, a avut loc o depunere de coroane și defilare. De ziua lor, reprezentanții jandarmilor mureșeni le transmit camarazilor cele mai frumoase gânduri. 3 aprilie 1850 este anul în care domnitorul Grigore Alexandru Ghica semnează printr-un office constituirea unei jandarmerii moderne și contemporane după structura cele europene. Prezentul este provocator pentru noi, fapt pentru care cu această ocazie transmit un călduros la mulți ani armei și Dumnezeu să binecuvânteze Jandarmeria Română. Sunt colegii noștri care sunt la muncă și, bineînțeles, oferim competiții și, bineînțeles, cunoașterea misiunilor care execută jandarmeria. Asta e un prilej în care noi putem demonstra ceea ce facem noi zi de zi. Pentru toți jandarmii și soțiilor, copiilor și neamurilor și prietenilor le doresc la mulți ani. Jandarmeria în sine înseamnă un foc continuu, deci nu putem să spunem că nu mai mergem în misiuni pentru că este ziua noastră. Nu, la noi nu se poate spune despre acest gen de liber de ziua jandarmeriei. Oamenii care îi avem angrenați în misiuni sunt întotdeauna în slujba cetățeanului și sunt prezenți acolo unde societatea cere. La 163 de ani putem să spunem cu fruntea sus că întotdeauna am servit România, am servit cetățenii și ne-am făcut întotdeauna datorie. Deși majoritatea jandarmilor sărbătoresc prin muncă de ziua lor, astăzi de la ora 11 la sediul IJJ din Târgu Mureș, ziua jandarmeriei a fost marcată printr-un ceremonial religios, alocuțiuni ale oficialităților, mesajele adresate de inspectorul general al jandarmeriei, a ministrului de interne, precum și premierea competițiilor sportive premergătoare Zilei Armei, Cupa Jandarmeriei Mureșene, Cupa Presei la Tir și Cupa Colaboratorilor la Tir. Activitățile s-au încheiat cu un demonstrativ. Primăria Reghin a organizat în 4 aprilie o dezbatere publică pe tema bugetului local pentru a-i consulta pe cei interesați cu privire la cheltuielile și veniturile din acest an. Dezbatere publică astăzi la sediul primăriei Reghin. Tema discuțiilor a fost bugetul local pe 2013, iar intenția edililor locali a fost de a afla și propunerile cetățenilor cu privire la veniturile și cheltuielile pentru acest an. Mai mulți consilieri au fost prezenți la dezbatere. Bugetul este mai mare, nu cu mult, așa cu ce am putut majora la venituri prin aplicarea indicelui de creștere a inflației și cum am gândit ca și cheltuială, trebuie să ținem cont că s-au mărit cheltuielile cu munca vie prin readucerea salariilor la nivelul anului 2010 și ponderea în buget propriu sunt cheltuielile cu munca vie pentru că avem atât aparatul propriu, seara, drumurile, instituțiile de cultură, învățământul și sănătatea, unde cheltuielile la acest capitol sunt deosebit de mari, iar creșterea de 7,5% este semnificativă. Am încercat ca să alocăm o sumă puțin mai mare ca anul trecut la investiții, dar trebuie să ținem cont că sunt încă facturi neachitate de anul trecut. Așa cum am mai spus, am preluat bugetul cu facturi neachitate de aproape 50 de
miliarde. Acum suntem între 10 și 20 de miliarde, deci o mare parte, mare parte, 80% au fost achitate și suntem la zi. Avem doar luna februarie neachitată, de aceea prevederile pe acest an sunt, în prevederile pe acest an și la investiții și la cheltuielile operaționale sunt incluse și facturile aferente anului trecut, ceea ce îngreunează oarecum prevederile pentru acest an. Primarul municipiului a mai arătat că nu există probleme cu lichiditățile și asta se datorează în bună parte cetățenilor conștiincioși care și-au achitat impozitul local la timp. Un eveniment cultural de excepție a avut loc la începutul lunii aprilie, când municipiul Reghin a fost prezent la Târgul de Carte Transilvania, care s-a desfășurat la Târgu Mureș în incinta Promenada Mall. Acțiunea a făcut parte din calendarul sărbătorii Nunta Reghineană, 150 de ani de la ridicarea Reghinului la rang de oraș liber regesc. În deschidere s-au prezentat cartea Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de țară, scrisă de preoții Dumitru German și Dimitrie German, și volumul de poeme Sticlă și scrisoare de Sorina Bloj. Eveniment cultural de excepție pentru municipiul Reghin, care este prezent zilele acestea la Târgul de Carte Transilvania, ce se desfășoară la Târgu Mureș, în incinta Promenada Mall. Acțiunea face parte din calendarul sărbătorii Nunta Reghineană, 150 de ani de la ridicarea Reghinului la rang de oraș liber regesc. În cadrul târgului, Biblioteca Municipală Petru Maior și Fundația Culturală Casa Dinainte are amenajat un stand cu volume și o expoziție de fotografii și obiecte de artizanat, icoane pe sticlă. În perioada 4-7 aprilie, Reghinul este prezent pentru prima dată la Târgul de Carte Transilvania. Este prezent aici prin Biblioteca Municipală Petru Maior și Asociația Culturală Casa Dinainte. Au adus aici aproape 60 de autori reghineni, autori care țin de Reghin și nu numai. De asemenea, vizitatorii pot cumpăra obiecte artizanale, confecționate de meșterii populari și de asemenea mai pot cumpăra și icoane pe sticlă, așa că sunteți așteptați la acest târg. Acest târg de carte înseamnă că putem să ieșim din afara, în afara granițelor municipiului nostru cu oamenii noștri de valoare, putem să ne promovăm talentele și este o ocazie pe care nu o puteam rata de a face acest lucru. Și nu puteam să nu vin pentru că instituțiile mele de cultură sunt la înălțime, întotdeauna sunt prezente în evenimentele culturale din județul Mureș și datorită domnului director Băciuț și domnului Marica, care ne ajută în permanență să ne promovăm oamenii, au fost și astăzi alături de noi și trebuia să fiu și eu prezentă și chiar mă bucur că am acceptat să participăm la acest eveniment, deși cred că suntem printre puține primării care au stand la acest târg, dar am făcut-o neștiind precis ce înseamnă și acum sunt mulțumită că am ascultat-o pe Sorina, i-am dat sprijinul meu, dar care a fost doar simbolic pentru că ei fac totul perfect. Pentru prima oară, instituția noastră participă la acest eveniment și datorăm asta, bineînțeles, sărbătorii Nunta Reghinului, 150 de ani de când Reghinului s-a conferit titlul de oraș liber regesc. Participăm cu o expoziție de carte scrisă de autori reghineni, avem peste 60 de nume de scriitori, unii dintre ei cu mai multe lucrări. Acum cartea este la scenă deschisă și între multele cărți, între aceste fascicule de lumină, e cartea Reghinului, o carte importantă pentru că Reghinul este un oraș important, un loc al României plin de semnificații. Este un oraș eminescian, așa îmi place mie să îi spun, și fiind eminescian, este un oraș de cultură, de mare spiritualitate, de noblețe. Se împlinesc 150 de ani de când i s-a conferit titlul de oraș liber regesc. În primul rând mă entuziasmează faptul că în cei 150 de ani nu, aniversați în curând, cultura Reghinului a căpătat o consistență extraordinară. A căpătat o consistență prin instituții culturale de prestigiu, cum nu există în niciun alt oraș din județ, except în Târgu Mureșul, care nu intră în calcule, și a câștigat prin oamenii săi.
În deschidere s-au prezentat cartea Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de țară, scrisă de preoții Dumitru German și Dimitrie German, și volumul de poeme Sticlă și scrisoare de Sorina Bloj. Standul Reghinului este foarte bogat prin cei 60 de autori prezenți cu volume și expoziția de fotografii, obiecte de artizanat și icoane pe sticlă. Toate pot fi admirate și chiar cumpărate până duminică 7 aprilie.